Ce veți vedea de calitate aici. Să vă cerunță. Mai. Tot amintajul de cum frate de șapte. De fiecare dată când facem o poză, principala noastră preocupare este să pornim din nou această filmare. Zisem, smulgând trist în șervețel. Astăzi vorbim despre poze. Mai exact, cum să încadrezi un subiect în raport cu un fundal și să-l faci să arate bine? De ce trebuie să ții cont când faci o poză? Pe lângă faptul că trebuie să ai grijă ca subiectul să fie în focus, expus corect și compoziția să fie bună, trebuie să ții cont de mai multe aspecte. Locația trebuie să rezoneze cu subiectul, cu ținutele, cu stilul, cu feeling-ul pe care îl transmite un subiect. La al doilea lucru de care trebuie să ții cont e ce apare în poza aia pe lângă subiect. Fundalul. Cum faci ca fundalul să fie super bine? Da. Cauți anumite zone care crezi tu că ar scoate în evidență cât mai bine subiectul respectiv. De exemplu, poate ai mai multe gagici, cum zice Cristi. Fiecare dintre ele are o anumită ținută. Și nu vrei să le fotografiezi pe toate în același loc, că nu dă bine. Poate una are o rochiță galbenă care merge mai bine cu fundalul ăla, poate alta are o rochiță verde și merge mai bine cu alt fundal. Tu trebuie să te folosești de tot ce ai în jur. Trebuie să ai grijă să pui într-o lumină bună fiecare subiect în parte. În primul rând, ții cont de toate elementele generale ale pozei, tot ce se vede pe lângă subiect. Și ai grijă să nu ai nimic ce nu-ți dorești în cadrul respectiv. Dacă e ceva, repoziționezi, tu-ți muți punctul de stație, muți subiectul, cauți cele mai bune unghiuri din care poți să fotografiezi. Schimbi distanța focală. Tu controlezi cum arată poza finală. Fiecare are subiectivitatea asta, are dreptul de a alege cum să-și includă anumite elemente în fotografii. Ca și clienți, nu doar ca fotografi, trebuie să luați în calcul, trebuie să vorbiți cu fotograful care urmează să faceți un shooting și să vă asigurați că sunt rezonați. Cam asta a fost tot. De lucrurile astea trebuie să țineți cont în mare parte și restul ar trebui să vină de la sine în timp. Eu am fost Darius și ne vedem în episodul următor cu mai multe informații. Ciao! Salutare, prieteni! Eu sunt Mihai și acesta este episodul numărul 2 din vlog. Am ajuns până aici. După super mari emoții, am văzut primele reacții. Vă mulțumim frumos pentru toate vorbele bune și toate încurajările pe care le-am primit. Acum să știți că emoțiile sunt mai mari, pentru că am zis că vrem să facem ceva mai bine și să vedem cum o să ne descurcăm. Dar încurajările voastre ne-au dat energie ca să continuăm vlogul și vă mulțumim și vă așteptăm în continuare pe canalul nostru. Tema de astăzi este cum se desfășoară prima ta ședință foto ca și începător, la elementele de bază pentru care trebuie să fii atent. Ai o cameră sau poți face chiar și cu un telefon. Telefoanele moderne sunt foarte performante și te pot ajuta să realizezi niște fotografii foarte bune. Nu am mai nevoie de camere foarte mari sau obiective foarte scumpe. Pentru început poți exersa cu un telefon. Majoritatea telefonelor au modulul Pro și poți ajusta toți parametrii pe care îi ajustezi și dintr-o cameră foto normală. Ai exact aceleași setări. Ai tot pachetul necesar pentru a face fotografii chiar și cu un telefon. Nu te împiedică absolut nimic ca să-ți dezvolți imaginația, să fii fotograf, să faci fotografii cu prieteni. Astăzi o să vă prezentăm pe scurt câteva elemente de care trebuie să țineți cont pentru orice fel de ședință foto, în special cele pe care le faceți în exterior. Vom discuta despre lumină și despre locație. Eu o să vă prezint astăzi fotografia cu blitz, elemente de bază și pentru ce se folosește un blitz, la ce ne ajută. Dacă
de exemplu, vreți să faceți fotografii în mijlocul zilei când este soarele foarte tare și nu aveți puțină umbră, atunci flash-ul vă ajută să mai tăiați din umbrele foarte dure create de soare. De exemplu, aveți un model, aveți subiectul, că este el mare, că este mic, n-are importanță. Blitzurile sunt de mai multe tipuri, nu o să intrăm în atât de multe detalii, dar găsiți o grămadă de pagini pe internet de specialitate care să vă explice fiecare tip de blitz. Iar pe lângă blitzul respectiv pe care îl achiziționați, majoritatea au diferite tipuri de accesori. Accesoriile se folosesc ori în exterior, ori în interior, pentru a crea imaginea dorită de voi. Noi astăzi o să discutăm pe scurt despre fotografia cu un singur blitz în exterior, în mijlocul zilei când este lumina cea mai tare. Este o situație de preferat de evitat. Bun, suntem în mijlocul zilei, atunci a putut persoana, clientul, modelul, pe cine vreți voi să fotografiați, nu s-a putut altfel. Aia a fost singurul moment al zilei când a putut. În continuare am să vă prezint trei situații de lumină, de poziționare de blitz față de soare, la o ședință foto realizată de noi. Am zis inițial că o să facem o grafică foarte interesantă pe calculator, dar o să ne rezumăm la foaie și pix. Vom discuta puțin despre poziționarea blitzului față de soare și de model. Vom începe în felul următor, vom poziționa modelul în mijloc, apoi camera. Aceasta este camera, da? Modelul a fost poziționat în centru. A fost atent în funcție de soare, astfel ca razele soarelui să-i bată în spate, să-i dea o lumină de contur pe păr, iar fața să fie în umbră, în ideea ca să nu se strâmbe, să nu se încrunte. Subiectul se uita spre cameră, iar lumina a fost poziționată la 45 de grade față de subiect, la o distanță de, nu mai țin minte, de 2 metri, 3 metri, dar ideal ar fi în funcție de ce sursă de lumină aveți, cât de puternică este, cum doriți să puneți lumina. De exemplu, noi am avut un octobox. Un octobox este un fel de softbox. Softbox este o cutie care are în față o draperie albă care face lumina mult mai difuză. Nu este draperie, este un material alb. Ca atunci, de exemplu, sunteți începători și aveți un blitz normal, lumina care o dă un blitz normal. Este o lumină dură, similar luminii soarelui. Dar în astfel de situații, v-ar ajuta destul de mult pentru a crea o fotografie mult mai bine definită. Subiectul vostru va ieși mult mai mult în evidență. În al doilea exemplu de fotografie, poziționăm la fel subiectul în mijloc, ca să ne fie foarte ușor să înțelegem schema sau cheia de lumină. Iar soarele este prea malefic, l-am făcut, dar îi pun și un dinte de aur. Camera, la fel ca și în cadrul anterior, a fost poziționată dintr-un unghi mai jos față de subiect. O să vă povestim pe parcurs și despre poziționarea camerei și despre diferite tipuri de încadrări. Camera arată ca un bidon de apă, dar asta este camera. Camera. La fel am poziționat subiectul ca să nu aibă soarele direct pe față, să aibă puțin pe umăr, chiar dacă are ochelari de soare, ar crea niște umbre foarte urâte pe dedesubt. Sau cel puțin, acum depinde de stilul fiecăruia. Poate ar fi cel mai frumos să exersați diferite stiluri, diferite unghiuri. După ce am poziționat modelul, am poziționat camera și iar lumina, am folosit un octobox. Sau nu trebuie să cânt? Nu știu dacă trebuie să cânt. Dubla 2, sosirea octoboxului. Pe hârtie o să vă pun ca un pătrat cu un trepied, ca să înțelegeți, da? Un dreptunghi, de fapt. Dar noi am folosit un octobox. Așa arată un octobox. Mulțumesc, Robert! Camera dreptată, la fel ca în cadrul anterior, de mai de jos, față de subiect, soarele, iar octoboxul sau softboxul sau un blitz normal, acum depinde ce aveți, sau puteți folosi și o blendă sau o bucată mare de polistiren, de carton alb. O să facem la un moment dat un echipament foto cumpărat de la un magazin de bricolaj. Ceva ieftin își poate permite oricine. Iar poziționarea blitzului față de model a fost pus în așa fel încât să anuleze umbrele de pe fețele sau să atenueze umbrele
subiectului. Să nu fie o umbră foarte dură. Și nu numai pe față, este vorba de tot corp. Bun, sper că ați înțeles cât mai multe lucruri. Dacă aveți nelămuriri, ne lăsați un mesaj mai jos și cu drag vă răspundem. Al treilea și ultimul exemplu de fotografie pentru astăzi este puțin diferită față de primele două prezentate până acum. Modelele nu mai sunt poziționate în lumina directă a soarelui și ne-am mutat puțin la umbră, pe plajă, la umbra unor ponți. Sub se prezintă modelele, apoi camera, care de data aceasta este pusă pe centru, direct spre modele, iar soarele, pentru că am avut umbra în avantajul nostru, e să fie într-o parte față de cameră, pentru a le da o lumină mai plăcută decât dacă ar fi avut soarele aici. Ar fi dat, chiar dacă este la umbră, ar fi dat senzația de o imagine mult mai plată, așa fiind soarele în lateral, se schimbă puțin aspectul fotografiei, se schimbă din punctul meu de vedere în bine. Așa că tăiem exemplul de soare și rămâne doar soarele bun, care este și în fotografie. Iar apoi, pentru a ne ajuta să scoatem fundalul cât mai natural, punem aici fundalul unde se vede marea și norii, am folosit același Octobox, desenez ca fiind un dreptunghi, mă rog, înțelegeți voi, este un blitz. Voi puteți folosi orice fel de blitz. Acesta este Octobox, care poate să fie și un softbox sau blitz sau umbrelă sau orice fel de... Încercați și voi, mutați cu un metru mai în stânga sau mai în dreapta să vedeți exact ce vă avantajează. Poate trebuie lumina mutată mai aproape de subiect sau mai departe de subiect. Trebuie să faceți teste, trebuie să vedeți la ce putere aveți blitzul. Trebuie să experimentați cât mai mult. Sper că ați înțeles micile scheme și v-am inspirat și v-am făcut poftă să ieșiți să faceți fotografii alături de prietenii voștri, să experimentați cât mai multe lucruri, să aveți spor. O zi frumoasă! Și cum ziceam, salutare, suntem Cristi și Robert și astăzi vom vorbi despre lumină. Cățelul tău zici că are o mască de aia de superhero, nu știu, ori Deadpool, ori parcă Deadpool. Spider-Man Deadpool. Avea. Se filmează? Salutare, prieteni, eu sunt Cristi. Iar eu sunt Robert. Salutare! Salutare! Salut. Salutare! Hei, tu! Salut! Eu sunt fotograful din cartier. Și astăzi vom vorbi despre... Nu vom vorbi. Lumina de la scara blocului. Salut, eu sunt Robert. Iar eu sunt Cristi. Aveți un moment să vorbim despre fotografie? Astăzi vom discuta despre lumina naturală. Lumina naturală se schimbă în funcție de momentul zilei și de vreme. Cele mai bune ore sunt de dimineață și seară. Și lumina este mult mai blândă, nu mai este puternică și nu mai creează anumite umbre foarte puternice, la fel ca în timpul zilei. Încercați să surprindeți aceeași imagine în momente diferite ale zilei, fie portret sau landscape. Dacă reușiți să găsiți persoana sau modelul care să vă ajute în acea zi, veți reuși să vă dați seama de stilul care vi se potrivește. Apariția norilor poate decala puțin procedeul, pentru că trebuie să schimbi setările, pur este mai întunecat, pur și simplu nu-ți plac ție norii când sunt pe cer și sunt mulți și urâți. Dacă vine ploaia, sunt nori de ploaie, nu mai poți să faci nicio fotografie, fata aia ai scos-o, s-a machiat, au picurat puțin, s-a dus tot machiajul și nu e nicio combinație. Dar poate place omului mai dramatic. Sau da, exact. Vii cu apă de acasă și îi turn pe față și e așa plânsă și se scurge machiajul și o face așa al negru să se vadă mai... În exemplu anterior, Robert s-a referit că pe lângă un cer senin, posibil să prindeți și o zi cu nori. Încercați să faceți poze și pe nori. Adică sar din avion... Aterizezi, exact, ai aterizat pe nori și fix atunci vin trei băieți cu camere din cer cu jetpack și te fotografiază așa. Când ziua este norată,
lumina este mai difuză și își pierde din intensitate, iar umbrele devin mai plate. Dar asta depinde de stilul fiecărui fotograf și... Fiecare învață în propriul său stil, un mod de a se exprima. Prin fotografii. Pam, pam. Bine, măcuri. De asemenea, în timpul zilei puteți folosi și un blitz pentru un efect mai creativ. Acesta este un blitz cu patină, ce se poate utiliza direct pe aparat. Puteți fi și mai creativ cu un blitz extern, se poate monta pe un trepied și de asemenea și mai creativ cu un blitz de putere și mai mare. Este foarte folositor când lumina de afară este foarte puternică. Fiind un blitz mai mare, îl putem pune mai departe de subiect. Astfel putem surprinde un fundal mai generos. În acest fel, subiectul poate fi integrat mai bine în povestea ta. În emisiune viitoare vă vom prezenta blitzurile și vom da anumite exemple. Un dreptunghi culcat. O fotografie landscape înseamnă un dreptunghi culcat. Nu cred că e corect spus. Un dreptunghi. Un dreptunghi în picioare. Și portretul este un dreptunghi în picioare. Așa a spus Cristi. Dacă credeți că e ok, lăsați un comentariu, spuneți ceva. Un dreptunghi orizontal, orientat pe orizontal și pe vertical. Dacă citesc greu pe telefon și după mă fac mult așa, senzual la cameră și le suprapunem, nu merge. Pentru că soarele se îndreaptă spre orizontul planetei și intră în absorpția mării. Fiecare dată când facem o poză, facem o poză. Dacă ești trist și simți că o să cazi în depresie, apucă-te de vlog. Stai toată ziua și vorbești cu o cameră și zici că este cel mai bun prieten al tău și apoi o să decurgă foarte bine. Dragă cameră, astăzi te învăț să folosești un blitz.